Un spectacol evocator. Vorbește despre istoria noastră, despre martiriul brâncovenilor și titlul spune aproape într-o propoziție despre ce este vorba în spectacol. Brâncoveanu, Ivireanu, iubire de neam și biserică. E o bucurie să pot da viață acestui personaj, Constantin Brâncoveanu, chiar pe data de 16 august, când este prăznuit împreună cu fiii lui, care au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Această inițiativă de, cum zici, 4 ani a TVR-ului a fost o soluție primordială. Foarte multe teatre au încercat să-și găsească un loc în perioada asta de iulie-septembrie să prindă o seară aici să joace și, din câte știu, în serile trecute, grădina a fost plină și urmează, suntem cumva în momentul ăsta, la mijlocul stagiunii estivale.